Bună ziua! În acest tutorial o să încercăm să facem această drujbă MS-170. Este la fel și cu modelul MS-180. După cum se vede, clientul ne-a adus-o la pachet, făcută bucăți. În mod normal, nu vă sfătuim să vă încumetați să faceți acest lucru, deoarece sunt șanse mari ca cine a demontat-o să fi pierdut din piese, să fi rupt anumite piese. După cum se observă, este foarte, foarte murdară, foarte îmbâxită. Am mers cu un ulei de cea mai proastă calitate. Setul motor este chiar distrus. O să-i schimbăm motorul complet. Pentru asta, în primul și în primul rând, trebuie să curățăm. N-avem cum să lucrăm în aceste condiții. Deci o să începem prin a curăța piesele și apoi o să începem cu ansamblarea motorului din interior către exterior, să încercăm să facem drujba la loc, eventual să și funcționeze. După ce am curățat în mare piesele, să vede că așa, putem să ne apucăm de treabă. Acestea sunt piesele noi, ce le vom monta. Avem ambielajul, rulmenții, semeringurile, capacul, setul motor, siguranțe, piston, segmenți, bineînțeles un mastic de calitate. Vă recomandăm că după aia o să trebuiască desfăcut din nou motorul dacă cumva atrage aer fals. Garnitură de la tobă. În cazul în care ambielajul vine cu rulmenții desfăcuți și nu aveți o presă, să nu cumva să bateți în ei cu ciocanul sau folosiți un lemn și aveți grijă când îi puneți să intre uniform. Să folosiți ceva cu care să puteți să bateți în ambele părți în același timp. Să nu bateți odată într-o parte, odată într-o parte. Trebuie să intre uniform. Eu voi folosi presa. Odată introduși rulmenții, o să introducem și semeringurile. Acestea trebuie să intre relativ ușor. Ok, și celălalt semering. Băgăm ușor. Așa, am introdus semeringurile. Acestea nu trebuie să stea lipite de rulmenți, deoarece pe cilindru, dacă se observă, este o buză despărțitoare, deci rulmentul o să vină în partea aceasta, iar semeringurile în partea cealaltă. Ok, o să ajungem și acolo. Următorul pas ar fi să montăm pistonul pe ambielaj, apoi să introducem ambielajul cu totul, să-l fixăm de cilindru. Prima fază, o să atașăm siguranțele. Ok. Așa. Pistonul are o săgeată. Săgeata întotdeauna vine înspre tobă. Adică închiderea la segmenți să nu vină spre tobă. Deci închiderea segmenților întotdeauna este opusă săgeții. Dacă punem pistonul invers, adică cu închiderea segmenților către tobă, pornim și imediat îi va rupe. Așa, să băgăm siguranța. Am băgat-o înăuntru, învârtim puțin să fim siguri că a intrat pe canal. Ok, deci verificăm să fie intrată bine pe canal. Învârtim să. Da, ok, a intrat. Așa, altă chestie.
După cum se observă, pentru a ne ajuta la scoaterea siguranței, pistoanele au un canal aici unde putem să băgăm o șurubelniță, vârful la o șurubelniță sau ceva, ca să putem să scoatem siguranța. Întotdeauna acesta trebuie să fie astupat, adică noi o să învârtim siguranța. Uitați, cam așa. Acesta să nu fie gol, deoarece dacă îl lăsați gol, o să sară siguranța în timpul mersului. Deci partea unde se termină siguranța, e bine să fie cam la orizontal. Ok. După ce am băgat siguranța într-o parte, așezăm pistonul, deci avem grijă să fie pus cum trebuie. Deci ambalajul vine așa. În partea aceasta vine prinsă aprinderea, deci în partea aceasta vine volanta. Așa, aici este admisia, aici vine evacuarea, toba. Deci săgeata pistonului trebuie în partea aceasta. Deci așa trebuie pus. Ok. Băgăm bolsul. După ce am băgat bolțul, băgăm și cealaltă siguranță. Ok. La fel, aceeași poveste. Învârtim să fim siguri că a intrat pe canal și să astupăm acest gol. Vine siguranța pe el. Odată introdus și pistonul, așa, urmează să punem segmenții. Înainte de acest lucru, avem nevoie de ulei pentru amestec. Acest ulei o să ungem cilindrul. Interiorul la cilindru și pistonul, inclusiv în canalele unde o să vină segmenții. Ok, o să punem segmenții. Segmenții n-aveți cum să-i puneți greșit, deoarece au închiderea de la bolți care nu vă permite să-i puneți greșit. Dacă îi puneți greșit, nu se vor închide pe bolți și nu vor intra pe cilindru. Așa. Ok. După ce am introdus și segmenții pe canalul acestora, o să trebuiască să băgăm pistonul pe cilindru. Încă o dată. Deci avem săgeata către tobă. Deci așa. Verificăm încă o dată. În partea aceasta vine volanta, aici vine aprinderea. Deci totul este în regulă. Este foarte important acest lucru. Vă rog să țineți minte și să nu greșiți că v-am spus. O să rupeți imediat segmenții. Acum trebuie băgat pistonul pe cilindru. Există dispozitive speciale, dar aceste tutoriale sunt făcute pentru oamenii care o să facă aceste reparații acasă, nu pentru servisuri specializate. Deci nici noi nu o să folosim dispozitiv de băga segmenții. O să ne chinuim cu mâna. Unii consideră că este mai simplu să bage mai întâi pistonul și apoi să bage ambalajul și cu bolțul și siguranțele, dar depinde la fel de fiecare. Eu nu prefer această variantă.
ajutat și de unei șurubelnițe. Gata. Ok. Pistonul a intrat. Da, este ok. Să mișcăm puțin să vedem dacă este intrat. Ok. Acum urmează să dăm cu mastic. N-am dat de la început cu mastic, deoarece era aproape imposibil să nu atingem de el când băgam segmenții. Acum mie mi se pare mai ușor să țin de ambila și să dau cu mastic. Pentru asta curățăm bine. Acesta fiind nou, nu este nevoie să-l degresăm, dar dacă faceți această operațiune pe un cilindru vechi, cum e acesta, să zicem, mai întâi trebuie curățat cu lama de la un cutter sau ce aveți, dar cu grijă să nu-l zgâriați, și degresat în prima fază pentru a prinde foarte bine masticul. Ok. După ce am dat un cordon subțire de mastic și pe capac și pe cilindru, am așezat ambielajul la locul lui. După cum v-am spus mai devreme, semeringurile nu trebuie să stea lipite de rulmenți. Au și cilindru și capacul au această buză care delimitează rulmentul de semering. Avem aici o... Deci capacul este la fel, putem să-l punem și pe o parte și pe cealaltă, dar acest cioc, să-i spunem, vine în partea dinspre ambreiaj. Deci poziția corectă este aceasta. Ok. Așa. Păi o să fixăm capacul de cilindru cu cele patru șuruburi. Odată strânse cele patru șuruburi de fixare, putem să mergem mai departe. În fază verificăm cum merge. Acesta trebuie să meargă cât de cât ușor. Este ok. Putem să vedem și aici cum se plimbă pistonul. Se vede pistonul. Și segmenții. Așa. Mai departe. Ștergem sub.